Mai avem o lună până ce încep sărbătorile de iarnă. Cel mai frumos moment din an pentru toți românii va fi umbrit anul acesta de efectele pandemiei. Anul acesta vom sta acasă într-un grup restrâns. Pentru cei care deja își făcuseră planurile de Crăciun le pot anula, întrucât în acest an vom sta acasă cu familia. Însă Raed Arafat a precizat foarte clar faptul că în familie înseamnă doar acele persoane care stau în aceeași casă. Comparativ cu anii anteriori în care românii ieșeau alături de prieteni în diferite localuri, anul acesta vor sta acasă respectând cu strictețe măsurile impuse de autorități. Anul trecut am mers la restaurant. Da, anul ăsta stăm acasă. Nu ce să facem, adică să stăm băgați în casă, nu avem ce să facem. Chiar și tinerii care și-ar fi dorit cu ardoare să-și petreacă Crăciunul alături de prieteni, anul acesta vor fi acasă alături de familie. Ce vei face anul acesta de Crăciun? În alți ani ce ai făcut? Cu prietenii, cu familia, dar acum cu virusul ăsta nu poți să fac nimic. Nu mai poți ieși în locuri? Cu... Nu. Într-un grup mai mare? Nu. Păcat. Aveai planuri? Nu aveam niciun plan sincer, dar poate îmi făceam cu ocazia asta. Dar așa nu pot să fac niciun plan. Aveai planuri să te vezi cu prieteni? Da. Dar acum asta e. Stăm și acasă. Activitățile în spațiile închise sunt limitate și cel mai probabil acest lucru se va întâmpla și peste o lună, întrucât iarna este sezonul preferat de acest virus. Cu siguranță nu vom avea o sărbătoare similară cu cea din 2019.